FCSB a scos o remiză cu mare noroc la Arad. UTA a deschis scorul după 20 de minute. Șutul de viata lui Ubink l-a păcălit pe Straton, golkeeperul care l-a înlocuit pe Vlad, scos din lot după dezastrul cu Shakhtyor Karagandy. Haruț a ratat singura șansă de gol a roșalbaștilor din prima repriză. Echipa lui Todoran a fost mai periculoasă după pauză, dar Iacob s-a descurcat excelent. Portarul i-a blocat pe Coman și pe Tănase. Scăpați fără gol, arădenii puteau închide meciul. Straton a fost și el la post, iar în final Puștiul Stoica a trimis un punct spre București. Iacob nu a mai intervenit cum trebuie, iar UTA FCSB s-a încheiat 1-1. Ne-am așteptat șansa, m-am pregătit la antrenamente, știam că voi intra și sper cu acest gol să primesc cât mai multe minute. E puțin frustrant, dar până la urmă trebuie să vedem partea plină a paharului, pentru că am avut un joc consistent, meritam, cred eu, să câștigăm cele 3 puncte.